Capitolul 3. Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis: am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis: Moise, Moise! El a răspuns: iată-mă! Dumnezeu a zis: nu te apropia de locul acesta. Scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat: eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis: am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care le locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, fereziții, heviții și ebusiții. Iată că strigătele israeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum vino! Eu te voi trimite la faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Moise a zis lui Dumnezeu: cine sunt eu ca să mă duc la faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis: eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Moise a zis lui Dumnezeu: iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune: Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi, și mă vor întreba care este numele lui, ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise: eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat: vei răspunde copiilor lui Israel astfel: cel ce se numește Eu Sunt m-a trimis la voi. Dumnezeu a mai zis lui Moise: așa să vorbești copiilor lui Israel: Domnul, Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veșnicie, acesta este numele meu din neam în neam. Du-te, strânge pe bătrânii lui Israel și spune-le: mi s-a arătat Domnul, Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov. El a zis: v-am văzut și am văzut ce vi se face în Egipt. Și am zis: vă voi scoate din suferința Egiptului și vă voi duce în țara cananiților, hetiților, amoriților, fereziților, heviților și ebusiților, într-o țară unde curge lapte și miere. Ei vor asculta de glasul tău și te vei duce, tu și bătrânii lui Israel, la împăratul Egiptului și îi veți spune: Domnul, Dumnezeul evreilor, s-a întâlnit cu noi. Dă nevoie să mergem cale de 3 zile în pustie ca să aducem jertfe Domnului Dumnezeului nostru. Știu că împăratul Egiptului n-are să vă lase să plecați decât silit de o mână puternică. Eu îmi voi întinde mâna și voi lovi Egiptul cu tot felul de minuni pe care le voi face în mijlocul lui. După aceea are să vă lase să plecați. Voi face chiar ca poporul acesta să capete trecere înaintea egiptenilor și când veți pleca, nu veți pleca cu mâinile goale. Fiecare femeie va cere de la vecina ei și de la cea care locuiește în casa ei vase de argint, vase de aur și haine pe care le veți pune pe fiii și fiicele voastre și veți jefui astfel pe egipteni.